După ce au plătit mii de euro unui conațional din Serbia pentru a cumpăra o barcă, mai mulți cetățeni din Afganistan, printre care și minori, au traversat fluviul Dunărea pentru a intra ilegal în România din Serbia. Aceștia au fost prinși de polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră din Gârla Mare. La nivelul sectorului poliției de frontieră Gârla Mare a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, în pădure, în dreptul kilometrului fluvial 849, a fost descoperit un grup format din 18 cetățeni străini. Din primele verificări s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Afganistan, 11 adulți și 7 copii. Astfel, în pădure, în dreptul kilometrului fluvial 849, a fost descoperit un grup format din 18 cetățeni străini. Imediat, persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Afganistan, 11 adulți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și 7 minori cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune cu motor condusă de către unul dintre cetățenii afgani care au plătit sume cuprinse între 2.000 și 4.500 de euro de persoană unui conațional în Serbia pentru a cumpăra barca. Totodată au mai declarat că au recurs la această metodă cu intenția de a ajunge în țări din vestul Europei. Polițiștii de frontieră au extins verificările sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare. Pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională, la finalizare urmând a fi puse măsurile legale care se impun.